Iulia Iabanji, director general al ODIM, a avut o întrevedere cu antreprenorii începători din raionul Nisporeni. În cadrul întrunirii, Iulia Iabanji a oferit consultanță, sfaturi practice care să-i ajute pe tinerii antreprenori să identifice noi perspective pentru dezvoltarea afacerei. Acum, sau fondul de garantare, fondurile de garantare, fost inventate sau elaborate sau inițiate cu scopul de a deschide drumul spre finanțare. În cazul când antreprenorul are o idee foarte bună, viabilă de afaceri, ideea lui s-ar dezvolta, s-ar transforma într-o afacere prosperă, în cazul când el îi lipsește careva caș, noi gajăm pentru dânsul garanție financiară, adică bani cash. Tinerii au avut ocazia să discute cu directorul general al ODIM subiecte ce țin de dezvoltarea afacerii, accesarea creditelor și granturilor, metodele de marketing utilizate, strategia de dezvoltare și dificultățile ce țin de cadrul legislativ, concurență și planificarea afacerei. Băncile au cam mic încredere în fondul de garantare. Mai ales afaceri startup-uri, ce încerci să ai și gajul tău. Ceea ce ține de gajul tău, din poate să accepte un maxim 20% din gaj. Într-adevăr, băncile, poate nu atât ca la Nisporeni, sunt suspicioși. Noi dăm garanții la tineri, băncile lucrăm. La bancă, puțin că nu e atractivă schema noastră. Băncile ar vrea să garantăm noi 150% pentru să-i punem bani cash, banca să n-aibă niciun risc. Și dacă în caz că tânărul întoarci creditul, este o demo care să-i dă 150.000 sau 200, așa nu merge. Riscurile trebuie și proporționale. Tinerii antreprenori s-au arătat entuziasmați de această întrunire, menționând că este binevenită. Ei au înțeles că pentru inițierea unei afaceri de succes trebuie să aibă o viziune clară privind domeniul ales și să își planifice minuțios activitățile și resursele, în special cele financiare. În plus, au aflat că clientul și satisfacerea nevoilor acestuia constituie cheia succesului. Prin urmare, trebuie să își aleagă corect strategia de marketing.